Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox. De data asta ne jucăm Clicker Simulator. Sunt alături de fratele meu, Banditu 30. Și dăm și noi un E-Wave aici. Și astăzi o să jucăm un joc foarte, foarte, foarte cerut de comunitate, da? Mi-ați cerut să joc acest joculeț. Și datorită lui Banditu am farmat un pic și da, am niște peturi destul de decente, zic eu, da? Zic că sunt destul de ok peturile mele. După cum vedeți, asta e statusul meu. Peturile, băi, arată binișor, ce pot să zic. Rupem aici pe clicker anaș. Ia să vedem și la rebirth-uri câte avem. Am de 75 NO și am deblocat aproape toate zonele, dacă nu mă înșel. Ia să vedem acum, mergem cu marțienii. Mergem la următoarea zonă și nu uitați să dați și voi un like anos, guys, și un subscribe, cei care nu sunteți abonați, pentru a fi la curent. Ce vrem noi astăzi să facem de fapt? Vrem să deschidem din fiecare zonă, da? Să deschidem efectiv din fiecare zonă peturile. Văd că are intrat pe... Mamă, cât de mișto era animația asta, ați văzut cum s-a scurs așa caracterul? Bă, cât de bombă laina! Să deschidem din fiecare zonă peturi, da? Să vedem care e cel mai tare pet. Și după cum vedeți, am aici și ruleta. Hai să dăm spin. Plus 10 minute, 15%. Ok. Din păcate nu am autoclickerul, dar se pare că... ăsta era autoclickerul. Ok. E bine. Deci pentru 10 minute am autoclicker. E bine, e bine. Și putem să dăm și noi în continuare. Păi așa o să rupem. O să rupem, dar lăsăm autoclickerul. Poți să dai împrumut peturi OP. Sper să-i apară și ia să vedem, pot să dau rebirth? Încă nu pot, am jucat un picuț. Reward-uri aici, hai să le scoatem, că mă cam deranjează. Opa, și ia să vedem ce ne dă banditul. Deci noi avem nou... Mamă! Băi! Băi, ce peturi are! Deci noi avem 9,91, da? Ia să vedem aici, da? 9... Bine, 10, că au făcut level. El mi-a dat de 100. Băi, deci... What? Cum arată, guys? LOL, e bombă! Și vreau să deschidem din fiecare zonă ouălele respective, da? Și hai să mergem, guys, hai să mergem, da? Nu mai știu cum ne întoarcem exact la spawn. Bă, întoarce-te prin timp, ok. Și cred că pe aici, da. Asta ar fi prima zonă. Da, asta este prima zonă, ok. Hai să intrăm în primul portal să vedem ce putem face. E bine că am autoclickerul. De acum facem mai greu. LOL are 92 de ore. 92 de ore, guys. Cât tare băiatul ăsta în joc. Wow. Hai să intrăm în primul portal. Nu știu dacă ordinea e așa. Văd că aici în primul, efectiv, nu am nimica decât să colectez ăsta. Ok, nu mai știu pentru că am trecut peste primele, da, portale. M-a ajutat băiatul ăsta și le-am deblocat instant, adică mi-a dat niște peturi care au deblocat instant, deci instant. Hai să vedem aici ce putem, după cum vedeți nici nu am deschis aceste ouă. Bun, ne-am picat o căprioară, ok, măcar ar fi mai multe pe aici ce ar putea pica. Opa, una mișto, o căprioară de gheață. Bă, da, peturile astea arată genial, arată bombă laina. Nu știu sincer ce aș putea să mai fac în jocul ăsta, deoarece este doar de farmat. Foarte, foarte mult trebuie să farmezi. Și sincer, nu mă lasă trei, da? Trebuie să cumpărăm cu Bobux. Dar este auto-hatch, dacă nu mă înșel. Parcă e gratis, da, auto e gratis. Deci nu e ca la Pet Simulator să bași tu bănuțul. Cam n-aș fac chestia asta, dar asta e, guys. Nu am jucat foarte mult, deoarece mie nu prea-mi plac jocurile astea, gen farmează mult. Bă, Magma Piggy, bă, cum arată. Dar m-am jucat cu banditul, nu știu, vreo 2-3 ore m-am jucat cu el și mi-a dat niște peturi opelina și am zis unde am ajuns, adică știu youtuberi străini, da, care încă n-au ajuns acolo sau cel puțin au ajuns alții după, nu știu, 7 episoade. Eu am ajuns în 2 ore și ceva, adică am rupt pe joc. Ia să deblocăm aici și să-i scriem, încerc să deschid fiecare ou din
fiecare zonă. Arată bine rău de tot zona asta, arată super bine și îmi place foarte mult efectul la petul ăsta de lare, ăsta așa cu fulgere, e chiar mișto rău de tot. Și cred că acum și peturile fac. Bun, picus cam greu, trebuie să mai dăm noi click-a-line-a, dar m-aș și speria lol. Dar momentan o să las pe el să-mi samurai pe joc, ceea ce cred că e destul de ok. Apropo, când intrați pe joc, mamă cât de mișto arată astea, dar am înțeles că îți poate pica una. Uite, mi-a picat un epic, super mișto arată. Bă, dar maimuțele astea sunt geniale și băiatul ăsta poate echipa 4 peturi. Aba nu, ăsta era al meu, ok, deci tot 3 peturi. Am înțeles că îți poate pica totuși destul de lejer un petul de ăsta foarte bun. Na, deci nu trebuie să te chinui foarte mult pentru a-ți pica. Uite, aici aveam 16 jump-uri. Observați, într-adevăr bine, nu am deschis ouă. Nu am deschis, asta e, văd că a picat destul de ok. Șansă de 14%, mai dăm aici un rebirth. Și cum ziceam, am văzut că și X-Slader s-a apucat de YouTube-reală și a filmat și Clicker Simulator. Doar că el era la început și, bă, acestea sunt două, ok, ăsta e cu Bobux, nu mă bag cu Bobux. Știu că poate pentru voi v-ar plăcea cu Bobux, cu nu știu ce, dar n-are rost să bag Bobux într-un joc pe care nu îl joc, efectiv nu îl joc. Da, deci m-am jucat doar cu banditul pentru că lui îi place și mi se pare că am mai intrat cu niște abonați. Da, dar v-am spus, mie nu-mi place foarte mult să farmez așa într-un același lucru, efectiv pui și farmezi, apăs, eu acum folosesc un clicker, da? Bine, momentan am boost-ul ăsta de auto-clicker, da? Uite, de exemplu, dacă apăs F6, spawnează el în continuu, nu trebuie să fac eu nimic, pentru că folosesc o aplicație de clickuit, care nu este ilegală. Aici puteți să o folosiți. Efectiv îmi dă click automat, da? Ia să vedem aici, l-am mai luat pe ăsta? Nu, că parcă n-am intrat, ok, n-am intrat. Ceva cu albine, sunt mișto zonele. Și cosuzetă lol. Băi, sunt mișto zonele, n-am ce să spun. Adică chiar sunt ok făcute. Jocul e destul de mișto făcut. Și zona asta e chiar destul de mișto. Doar că nu mă atrage ideea jocului. Am mai spus-o, din păcate, mamă cât de mișto arată asta, dar peturile arată super bine. Vedeți că sunt așa huge. Asta îmi place mult de tot și la final poate vă arăt exact și ce peturi am eu în inventar acolo. Bă, am intrat de două ori aici. Hopa, ne dă 3 din nou, ia să vedem. Cine mai dă banditul aici? Să vedem ceva bun. Bă, ce s-astea, bă, sunt slabe, da, hai să le luăm. Atâta timp cât avem loc în inventar, le luăm, brodere. De ce nu? Hai să scriem aici, mersi, bro. Și să mergem la următoarea zonă. Mamă, dar ce mișto e că poți sări de 16 ori. Ah, și aveți aici la cod, nu mai știu, la reward, parcă, la reward? Nu, la reward, unde eram, la Chopanos? Băi, nu mai știu unde era exact. Sincer, nu mai știu unde era. Să bifezi... uite aici, mă, aici, la Twitter cod. Dacă dădeai la ei subscribe, cum s-ar spune, da, follow pe Twitter, îți dădea asta cu boost-ul plus 10%, ceea ce e destul de mișto. Vedeți aici, l-am verificat și mi-a dat plus 10% lucky, da, chiar aici în harta numărul 2. Și e bine că e permanent, dar acum, na, dacă aveți bani să băgați, puteți să vă luați, uite aici am mai deschis un nou. Arată bine rău de tot ou. Tot același lucru, bă, shiny, bă. A, și puteți să faceți exact ca am pe Simulator X, gold, după aceea parcă rainbow. Sincer, habar n-am că n-am jucat atât de mult, dar parcă am văzut la banditul că el avea pe tur gold, rainbow, tot felul de nebunii de astea. Deci a jucat băiatul ăsta foarte mult. Bine, a jucat, l-a lăsat afecat jocul. Iar vrea să-mi dea ceva banditul, bă. Cât de ciudat arată ăsta cu masca, băi, 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 băi. Deci am aici 121 QE. Uite, e rainbow, da? Vedeți că scrie rainbow, rainbow. Asta nu e rainbow, astea ale mele sunt rainbow. Mișto. El mi-a dat toate peturile. În continuu îmi dă peturi. Ceea ce nu mă deranjează neapărat, dacă vrea vreun abonat din peturile astea pe care le am eu pe aici, spuneți-mi și vă dau și vouă din peturile astea.
Într-adevăr, e un pic mai plictisitor, deoarece, sincer, nici nu știu ce să fac în joc decât să mă plimb, să dau click-uri și să deschid O. Interesant. Îmi place ideea lui, uite, ăsta arată bine rău de tot. Nu mai știu la cine l-am văzut pe ăsta, dar după aripi îmi dau seama. Ideea jocului e interesantă. A atras foarte mulți oameni, da? Foarte mulți jucători. Doar că ar trebui să vină totuși cu, nu știu, cu ceva mai nou. Exact ca pe simulator. Vrem să schimbăm un pic ceva la el, însă nu știu. Aici am intrat mai devreme? Da, m-am intrat mai devreme, ok. Vorbesc și mă pierd la portale. Și aici sunt și puține portale, după cum vedeți. Să facă ceva, nu știu. Ceva, o chestie nouă, habar n-am. Bagă ceva mai interesant în joc, nu știu, în afară de click-uri, să poți să mai faci rost și altfel de pet-uri, înțelegi? Bă, hologramele astea, băi, nu știu, ceva. A, și un buton de la de redeem, să stai cât mai mult și să-ți dea niște gift-uri, ar fi mișto, într-adevăr, ăsta cu spin-ul de aici, dar și odată la 20 de minute sau la cât, ceva de genul, dar nu știu ce să zic. Vă că banditul aici am dă... Bine, sunt peturi slabe, având în vedere că eu am cu 10 QE. Uite, 3,6, interesant, QA. Interesant. Dar lăsați-mi un mesaj în comentariu și scrieți-mi acolo. Bă, vreau și eu un pet de la adețeada banditul sau urci pe tamea pe aici. Și intrăm pe joc și vă dau. Că eu și așa nu prea am ce să fac cu ele. Le păstrez pe alea două cele mai bune ale mele. Pinguinul! Bă, da, plânge pinguinul. Le păstrez pe alea două cele mai bune ale mele și în rest vă dau ce mi-a dat aici banditul, pentru că ca și pe Pet Simulator X, în mare parte eu dau abonaților, da? Deci nu prea am ce să fac cu ele. Cred că în seara asta am chef de vorbă multă, vorbesc foarte, foarte mult, nu știu dacă vouă vă place chestia asta sau nu. Sunt și liber acum, mă simt și bine, chiar aveam chef de joacă. Dar nu vreau să dau spoiler. Am pregătit un joc. Băi, aici nu mai e nimica? Nu mai e nimica. Hopa, am luat și price-ul ăsta. Bun, bun, bun. Am mai avea... Bă, 3000 de Robux. Te-ai tâmpit? Am mai avea oul ăsta. Am uitat că și în prima zonă l-am, dar nu mai contează. Hai să mergem în timp acum. Uite, pa, s-a gândit și mișto animația. N-am ce să spun. Asta nici nu știu ce e, Pet Boost, ok, cu Boombox, aici cred că îl face Rainbow Dam, aici cu Rebirth, da, ia uitați, aici eu sunt la ăsta. Ca să deblochez, trebuie să deblochez următoarea zonă, bancă, nu cred că am nimic în bancă, depozit pet, am tot felul de peturi pe aici ce mi-a dat băiatul ăsta, am 50 din 50, ok, deci nu mai pot să depozitez, ce Double Jump nu mă interesează, hai să colectăm și ăsta. Deschidem și oul acesta, deoarece nu l-am deschis. Ok, ok. Arată bine, arată destul de bine. Îmi spune la un moment dat banditul că mi-a dat el un pet, dar parcă nu era la fel de bun ca peturile astea de mi le-a dat acum. Și zicea că avea șansă de a-i pica, nu știu, de 0,5% sau nu mai știu, foarte mică. Wow, wow. Și că asta ceva să îi pice. Acum vă spun un truc la acest joc. Puteți să câștigați lejer. Am văzut la un YouTuber, dar trebuie să aveți bubă. Mergeți pe Chopin, o să aici, exclusiv pet. Și vedeți ce peturi aveți aici. Păi, ce poți să cer mai mult de atâta? Dacă ai băgat bubux, într-adevăr, destul de mult bubux. Ai câștigat jocul din start, adică să ai 3 peturi de alea OP. Gata, ai zburat, ai plecat. Ai sărit din ghețane, cum spunea Rafael. Ah, ai sărit din ghețane. E mișto aici cu tematica, adică fiecare zonă cu tematica ei și fiecare portal cu tematica ei. Dar mă așteptam totuși, având în vedere că eu am terminat destul de repede jocul. Bine, mai am alea 3 portale, în fine. Dar uite, banditul a terminat destul de repede, doar că el a vrut să mai stea să farmeze. Mă gândeam, bă, totuși ar fi trebuit să bagi și ceva, nu știu, mai multe zone. Cum am spus mai devreme, un mecanism, ceva, adică, uite, am înaintat, da, în zone și din păcate petorile nu sunt mai mișto, mai uite, petul ăsta e groaznic, deci cum aș putea să echipeze un dințos de ăsta? E groaznic. Nu știu, să facă ceva, habar n-am.
Pentru că pentru cineva ca banditul, acum el doar stă și bă, da, s-a gata, s-a dus. S-a dus, mă, 400. Dar bine, e permanent. Dar 400 e ceva. El acum doar stă și farmează și farmează și farmează și nimic mai mult. Na, din păcate e cam nașpa. Cel puțin pentru mine. Băi, și cam asta a fost ultima zonă. Deci eu aveam petul din ultima zonă. Interesant. Deci peturile mele sunt din ultima zonă. Sunt curios să ia să dăm unequip. Cum arată ăsta? Ce-am făcut, mă? Noi am dat equip. Ah, trebuia să-i dau aici, ok. Băi, arată bine rău de tot, dar vedeți aceeași mișcare ca pe Pet Simulator X. Doar se bălângă într-o parte și alta. Da, nu știu ce să zic. Iar astea, kitsune, băi, arată bine, arată bine, da? What? Ce mic e? Vedeți cât de mic e? Să-i dau băiatului peturile înapoi. Unde mă trade-ul? Trade. Da, ca să nu spună că i le-am luat eu, nu, brodere. Astea erau, ok. Pe celelalte nu știu dacă mi le-a dat de tot sau nu, o să... Bă, nu mai îmi dă, mă, pinguini. Eu uite, mă, ce îmi dă el. Îmi dă toate porcările astea să scape din inventar de ele. Astea alte de mine a dat, o să le întreb dacă le vrea înapoi sau nu, nici mai știu ce mi-a dat pe aici, că îmi dă într-una. V-am spus, din ce mi-a rămas în inventar, păstrez doar astea, da? Doar kitsunele și brontul păstrez. În rest, dacă vreți vreun pet de aici, dacă vă e bun sau nu, eu vă dau. Vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Banditul pentru că m-a ajutat în Clicker Simulator, în Pet Simulator X foarte mult și... Ce știu cum mai m-a ajutat el? Mai m-a ajutat și în altele, dar nu mai țin eu minte acum exact. Dar sigur mai m-a ajutat băiatul ăsta și de asta vreau să-ți mulțumesc foarte mult și am dat peste microfon. Și ne auzim la următorul episod, guys. Vă salut!